Fosta grădină de vară cu cinematograful în aer liber ce fac parte din complexul Palatului Cultural Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin sunt în proporție de 95% finalizate de constructor. Marius Creciu, președintele PSD Turnu Severin și viceprimar al municipiului, a desfășurat o vizită de lucru. Constatările sunt unele expresive și anume realistic vorbind, Marius Creciu nu poate promite că toamna severineană se va desfășura în această locație, dar confirmă faptul că în acest moment lucrările sunt gata de recepție. Ne apropiem de final, suntem în ultimele 10 luni ale contractului. În acest moment suntem pe terasă unde lucrările sunt în proporție de 95% terminate. În această toamnă vom ieși de pe terasă. Urmează reamenajarea parcării și a parcului de lângă teatru. Eu cred că ne vom încadra cu siguranță în ceea ce înseamnă termen de predare a teatrului. Se poate lua în discuție o predare sau o deschidere spre vizitare parțială a ceea ce s-a realizat aici, ținând cont de faptul că avem și evenimentul Toamna Severineană? Este cam devreme totuși, în funcție și de cum va evolua vremea, vom încerca să terminăm și să dăm posibilitatea să se vadă, să se intre, dar sunt mici șanse, având în vedere că e timpul și scurt și e posibil, cum am avut o grămadă de ploi în ultima perioadă, să nu ne lase ploaia să continuăm așa cum am dorit. Dar dacă vremea ne lasă și se lucrează în acest ritm, se poate și acest lucru. Marius Creciu consideră că pentru cinematograful în aer liber vor fi montate scaune mobile, pentru ca ploile sau înghețuri să nu le afecteze, așa cum s-a întâmplat și cu cele ce au fost înainte. Astfel, în grădina de vară, putem spune că lucrurile sunt aproape la final, iar Turnul Severin va avea un cinematograf după aproape 12 ani de zile. Acesta era cinematograful de vară. Îi se va păstra destinația? Vor fi proiecte? Sigur că da. Ați prins și dumneavoastră, am prins și eu. Era o bucurie înainte să vii să vezi un film în grădina de vară. Vom păstra. Aici, în spatele meu, vor fi scaune, vom monta scaune, cred că o să montăm niște scaune mobile, deci nu o să intrăm cu scaune fixe pentru că să nu le afecteze intemperiile și am văzut peste tot în lume se întâmplă același lucru. Deci în spatele meu vor fi scaune, câteva sute de locuri, iar în față avem ecranul, proiecția unde se vor derula filme. Să sperăm că severinenii vor agrea acest gen de petrecere a timpului liber și vom avea cât mai mulți la grădina de vară la un film bun. Constructorul confirmă realizările și lucrările avansate din acest moment, adăugând că vor exista căi de acces și alei, parcare reabilitate și un iluminat foarte interesant, rețeaua electrică fiind deja montată, iar corpurile de iluminat fiind pe stoc. După cum vedeți, suntem într-o fază avansată aproape de finalizare, săptămâna 7 zile maxim de acum înainte, sper să ieșim cu totul de aici, din grădina de vară, loc unde, după cum vedeți, va fi un teatru de vară, o sală de spectacole, în aer liber, ceea ce până acum n-a existat în Turnul Severin. Cum se va face iluminatul în această zonă? Va fi un iluminat perimetral, care este, face parte din proiectul nostru. După cum vedeți, sunt deja cablurile trase, o să instalăm și corpul de iluminat, după care bănuiesc că va fi și un iluminat specific în funcție și de tipul spectacolului și de ceea ce urmează să se desfășoare aici. Se va reamenaja și parcarea exterioară? Categoric, în continuare va fi o parcare exterioară, vor fi alei de acces, o parte de împrejmuire, va fi un proiect frumos.